Bună seara, dragii mei prieteni! Mă bucur că am posibilitatea să vă întâlnesc din nou pe calea undelor. În această seară vom vorbi despre un subiect care poartă titlul Căderea Sfinților. Căderea Sfinților este un subiect care înregistrează, din punct de vedere cronologic, ora zero pentru umanitate. Ora zero pentru rasa umană care, deși a primit tot arsenalul binecuvântărilor lui Dumnezeu în grădina Eden, a ales să se catapulteze dincolo de gard, trăind în lumea mizeriei pentru patru mii de ani, până la venirea Mântuitorului Domnului nostru Isus Hristos. Sabatul este într-adevăr o zi binecuvântată de Dumnezeu. Mulți dintre noi, cei care trăiesc în lumea interioară a marii familii adventiste, poate recunoaște expresia care circulă, umblă, bântuie printre noi, nu știu ce ne-am face dacă n-ar fi sabatul sau ziua de odihnă a lui Dumnezeu. N-am avea frâne, nu ne-am putea odihni, am muncit în continuu. Dar slavă lui Dumnezeu că în această seară, iată, înainte de apusul soarelui, poporul lui Dumnezeu se adună cu cântări, cu rugăciune, pentru a mulțumi Tatălui Ceresc pentru încă o săptămână de har, pentru darul vieții, pentru bucuriile și împlinirile acesteia dacă au fost necasuri și greutăți, dacă sunt oameni care sunt confruntați cu boli terminale, oameni care sunt pe paturile spitalelor și de apea sufletul. Sigur că trăim într-o lume a suferinței și totuși, binecuvântarea lui Dumnezeu poate veni și peste aceștia. Noi cei care suntem în zona de confort, unde avem și căldură și tot ce trebuie pe masă, ar trebui să fim mai sensibili pentru cei care suferă în necazuri și greutăți. Sigur că ar trebui să ne reamintim zilnic că există Dumnezeu, ce bine am face dacă am produce această declarație în fiecare zi ca o constantă a vieții noastre. Dumnezeu există și ca să traduc această declarație a textului am putea spune Dumnezeu este dragoste. Unui Ioan patru Acum revenim la subiectul nostru intitulat Căderea Sfinților, care, așa cum am spus, ne duce chiar la începutul rasei umane. Aș vrea să introduc un text de referință care este menționat de Domnul Isus Hristos într-una dintre discuțiile pe care le-a avut el cu ucenicii, urma și lui. De data aceasta vorbim despre o discuție în care mai toți ucenicii au abordat subiectul căsătoria. Și după ce au discutat uh, într-un stil de ping-pong cu domnul Hristos pe tema e bine ca omul să-și lase soția, pe vremea aia nu se punea problema că dacă soția își poate lăsa bărbatul pentru că femeia era un obiect care putea fi cumpărat și vândut, la așa s-a ajuns în societatea de atunci, și după 2000 de ani, de la acest dialog se pare că nu s-au schimbat prea multe lucruri. Dar să revenim la concluzia textului. După ce ucenicii au realizat că nu pot să-L convingă pe Domnul Hristos, că tradiția rabinică nu e cea mai bună, au pus o întrebare cheie, pentru ce dar i-au zis ei, adică ucenicii, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și apoi ce? Și apoi să o lase. Observați ucenicii prin adresarea acestei întrebări, nu reflectau teologia edenică, nu reflectau teologia originală. Ei, prin această întrebare, reflectau mentalitatea zilei. Ei reflectau ideea că rabinii aveau dreptate. Isus le-a răspuns: Din pricina împietririi inimilor voastre, a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar, evident, de la început n-a fost așa. Dialogul în întâlniți în Matei, capitolul 19, m-a marcat declarația Domnului Hristos, de la început n-a fost așa. Se pare că Domnul Hristos are un sistem de referință pe care noi l-am pierdut sau nu mai avem. De la început n-a fost așa. Referința pe care Domnul Hristos o face se referă la prima declarație din Geneza, capitolul 1 și versetul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Geneza 1 cu 1. La început înseamnă că Dumnezeu a creat timpul, apoi cerurile, adică spațiul, și apoi pământul, adică materia. Ce frumos! Timpul trece și el prin trei faze. Viitorul devine undeva cândva prezentul de astăzi, ca mai apoi să se transforme în trecut. Spațiul are și el trei dimensiuni: înălțimea, adâncimea, lățimea, fără de care spațiul acesta nu ar exista. Apoi, evident că materia, în forma ei solidă, băgată în foc, ajunge să curgă, chiar și piatra se topește și devine formă lichidă. Și dacă mai insistăm mult cu focul ăla, s-ar putea ca să se transforme materia și în formă de vapori. În Eden, dragii mei prieteni, Dumnezeu a creat rasa umană cu trei instituții, din nou această dimensiune tridimensională, care este, mi se pare, super fundamentală. A creat ciclul săptămânal, implicit sabatul, apoi a creat familia sau căsătoria între bărbați și femeie și apoi le-a dat și ce să aibă de mâncare pe drum, în istoria care avea să scrie umanitatea. Deci, avem de-a face cu sabatul, căsătoria și dieta, trei instituții fundamentale. Când aceste trei instituții au fost create, acestea, de fapt, stabileau ritmul rasei umane. Sigur că păcatul a afectat aceste principii și a aruncat lumea în haos, dar Dumnezeu nu renunță la nici unul dintre principiile sale, ci mai degrabă îi invită pe oameni să se întoarcă la adevărurile abandonate de omenire. Dacă ne uităm bine la declarațiile care le avem în Sfânta Scriptură, în aceste trei instituții, în principiul creațiunii, ne vom da seama că una dintre cele mai ignorate, să zic așa în elimele, cărți ale Scripturii, sau mai bine zis necitite, cărți ale Scripturii este cartea lui Iuda. Are un singur capitol, preambulul cărții Apocalipsei, așa cum o spuneam adesea. La versetul 3, această carte inspirată spune prea pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru o credință care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Ce frumoasă declarație! Domnul Hristos spunea: La început, n-a fost așa. Moise v-a dat o carte de despărțire din pricina împietrilor inimilor voastre, dar de la început, n-a fost așa. Domnul Hristos îl îndeamnă pe Iuda să spună: V-am dat o credință, nu de mai multe ori, v-am dat o credință care a fost oferită Sfinților odată odată. Și aceasta este pentru totdeauna. Din nou revin întrebarea Domnului Hristos de la început, n-a fost așa. Adică ni s-a dat o credință la început și nu ni s-a mai dat după aceea altă credință? Adică Dumnezeu este constant și nu dă o credință astăzi și o credință mâine? Credința dată sfinților o dată pentru totdeauna. În primul rând, cine sunt sfinții? Cine sunt primii sfinți care au primit odată credința și aceasta a devenit permanentă și veșnică pentru totdeauna? Acești doi care au vorbit cu Dumnezeu în grădina Raiului au mers la plimbare cu Dumnezeu și Dumnezeu le-a oferit suficient timp în acel sabat majestic să le povestească despre tainele creațiunii? Ei, Adam și Eva, acești primi sfinți au primit o credință odată la începuturile rasei umane pentru totdeauna. Ei au primit instrucțiuni și orientare cu privire la ce e bine, cum trebuie să se ferească de marele dușman al Universului și așa mai departe. După aceste începuturi, și această credință dată prin viu grai de creatorul rasei umane, omul cade, din nefericire cade și abandonează această credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Acum, istoria sau rasa umană se scrie din acest moment cu sângele mielului lui Dumnezeu. Acolo în Eden, Dumnezeu i-a învățat ce înseamnă moartea. Acolo în Eden Dumnezeu i-a învățat ce înseamnă de fapt răzvrătirea, neascultarea față de cuvânt. Sigur că Dumnezeu i-a învățat lecția pe care n-aveau să o uite niciodată. Atunci când sângele cald din beregata mielului a țâșnit fierbinte pe mâna lui Adam, când a văzut că ochișorii acelei ființe nevinovate, mielul care simboliza Fiul lui Dumnezeu, erau în ceață. Atunci când Adam a văzut că ochii mielului își pierd direcția și culoarea morții se poate citi pe fața acestui mielușel și în ochii lui, atunci Adam, îngrozit, s-a dat înapoi de la altar și a strigat ce am făcut. Sigur, probabil că era o voce a conștiinței, nu? Atunci a înțeles el Puțin din dimensiunea răzvrătirii, din schimbarea pe care atitudinea păcatului și al soției sale au produs-o în umanitate. Ei, Adam și Eva, sunt sfinții căzuți, începutul rasei umane, o rasă care avea să devină nefericită, într-un pelerinaj al suferinței, de la Edenul pierdut la Edenul regăsit. Dragii mei, când Adam și Eva au pierdut sfințenia. Ei au pierdut, de fapt, caracterul lui Dumnezeu. Însă, mintea le-a fost puternică. Când au pierdut caracterul lui Dumnezeu, când au pierdut acea imaculată nevinovăție a creațiunii, nu și-au pierdut însă memoria, dragii mei. Când Dumnezeu s-a întâlnit cu Adam și Eva, după cădere, nu le-a adus o altă credință, și doar le-a reamintit, prieteni, de acea credință care le-a fost dată odată pentru totdeauna. O credință pe care au părăsit-o, o credință de care Dumnezeu însuși nu s-a căit niciodată pentru că le-a dat-o. Dumnezeu nu i-a părut rău pentru acest lucru. Dumnezeu n-a renunțat la nicio formă de principiu și de standard pe care l-a instituit în grădina Edenului. I-a invitat pe Adam și Eva la luptă pentru a reveni la poziția abandonată de ei câteva zile în urmă. Peste veacuri, Iuda, în cartea sa, versetul 3, menționează: Vă îndemn, vă îndemn același lucru care a fost fatul lui Dumnezeu, de fapt, pentru Adam și Eva după cădere. Să luptați pentru credința sfinților, dată, odată, pentru totdeauna. Vedeți, înainte de păcat, Omul nu avea nevoie să lupte pentru această credință. Dar după căderea omului în păcat, Adam și Eva, începutul rasei umane, avea să lupte pentru a ajunge înapoi la original. Așa cum spunea Domnul Isus, la început n-a fost așa. Odată ce noi am căzut în păcat, am pierdut un lucru extrem de bun și anume puterea de voință. Noi toți dorim binele, dar ca și Marele Apostol Pavel, ajungem adeseori la aceeași concluzie care nu mi se pare deloc exagerată. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Căci vreau să fac binele, Da, răul este lipit de mine. Adeseori noi luăm acest text al Apostolului Pavel, nu neapărat ca o văicăreală sau ca un vait, nu ne neapărat ca o descurajare, dar luăm acest text la lui Apostolul Pavel, Apostolului Pavel, și îl aplicăm oamenilor care vor să se facă creștini. N-au făcut un legământ cu Dumnezeu neapărat, dar simpatizează cu cuvântul lui Dumnezeu și cu credința. Și atunci noi spunem, uite, ăștia sunt luptătorii, oamenii care vor să vină la Domnul Isus, oamenii care vor să se întoarcă la Domnul Hristos, dar săracii întâmpină acest necaz. Da, se aplică și lor. Dar vreau să reamintesc prietenilor noștri că declarația textului în care Pavel în Romani spune că o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, vreau să fac binele și răul este de bine, bine, nu se aplică unui candidat de botez, nu se aplică unui începător. Aceste declarații le face Pavel despre el când era dita mai predicatorul, dita mai apostolul neamurilor, Pavel, nu era un ignorant, nu era un novice, nu era un începător al credinței. Când Pavel face aceste declarații în care el se vaidă că nu are putere de voință, vreau, intenția este bună, dar n-am putere, vreau să fac binele, dar rău e lipit de mine. Observați, Apostolul Pavel a descoperit boala păcatului, lipsa puterii de voință. Nu putea să o determine din punct de vedere medical. Nu era un expert al lumii medicale. Dar Pavel, în înțelepciunea sa, prin influența Ducului lui Dumnezeu, a avut această abilitate extraordinară de a pune degetul pe rană și a spune, ah, de asta sufăr eu, vreau, dar n-am putere, vreau să fac binele. Răul e lipit de mine. Ceva s-a întâmplat cu natura mea. Pavele, moștenim și noi această tendință de a face mai degrabă răul decât binele. Există o declarație, o pană inspirată, pe care o respect foarte mult, spune că atâta vreme cât puterea de voință nu este recuperată sub dominionul sau sub puterea conștiinței umane, nu există nicio șansă. Pentru mântuire, sau nu există nicio șansă de progres sau de reforme în viața omului care dorește să schimbe caracter. Domnul Hristos întotdeauna a în înapoi la Eden, în acest peregrinaj mondial al rasei umane, de la punctul zero al ei, care coincide cu punctul sau momentul în care sfinții au căzut, până astăzi, Domnul Hristos. Ne invită să ne întoarcem la Edenul pierdut. De la început, n-a fost așa. Astăzi, da, sunt reguli, sunt lucruri care au fost din milă îngăduite de Dumnezeu pentru noi nenorociții, dar de la început, n-a fost așa. Deci, prieteni, fără putere de voință, nu există nici o schimbare în caracterul uman. Putem să ținem tot felul de tradiții putem să păstrăm cu rigurozitate multe elemente ale faptelor bune putem să păstrăm ritualuri dar în afara faptului că voința noastră a fost readusă sub stăpânirea conștiinței individului și sub stăpânirea lui Dumnezeu sub puterea și influența lui Dumnezeu puterea noastră de voință ne va sta împotrivă și ne va fi cel mai mare dușman. Ne lipsește puterea de voință. Dacă punem mâna pe acest cristal curat, atunci, aducând acest cristal înapoi la origine, în mâna lui Dumnezeu și în conștiința noastră, numai când puterea noastră de voință este reactivată de principiile dumnezeiești, putem vorbi de un nou început în viața noastră de credință. Putem produce multe gimnastici teologice, ritualuri colorate, dar acestea nu vor schimba ceea ce suntem noi. Vedeți, dumneavoastră, când ne uităm la declarația din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile Dumnezeu și credința Domnului Hristos. De fapt, răbdarea sfinților se traduce prin a avea caracter, a avea acea putere de voință sub influența și dominația conștiinței și a lui Dumnezeu. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă tot caracter. Credința lui Isus înseamnă tot caracter. Și caracterul este întotdeauna încărcat sau energizat de puterea noastră de voință, care astăzi, în starea noastră păcătoasă, nu mai este sub influența noastră, ci este sub influența firii pământești care trebuie să moară. Dumnezeu nu se schimbă, la el nu este nicio umbră de mutare, așa ne spune cuvântul în maleah, căci eu sunt Domnul și nu mă schimb. De aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Dragii mei prieteni, pentru că Domnul este bun, pentru că Domnul nu se schimbă, pentru că Domnul nu are un caracter, astăzi e marți, mâine este joi. Nu, Dumnezeu este constant. Dumnezeu este o constantă. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice mi se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu există nici schimbare și nici o umbră de mutare, Iacov 1 cu 16 la 17. Acesta este Dumnezeul la care noi ne închinăm, Tatăl Luminilor, Părintele Veșnicilor, Dumnezeul păcii. Este Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru amândoi au același caracter, aceeași atitudine. Deci Domnul Hristos este același ieri și azi și în viitor, adică în veci. Evrei, capitolul 13, versetul 8, confirmă caracterul constant al Tatălui, iar evident că acest text din Evrei ne convinge că și Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos, este la fel de neschimbător ca și Tatăl Luminilor. Aceasta mă duce cu gândul la un ritm și o dinamică pe care a creat-o El și ne-a dat-o El. Ce știm noi, prieteni, despre creație? Că El a creat totul cu puterea gurii sale și cu puterea cuvântului care era Hristos, nu-i așa? La început, n-a fost așa, spunea Mântuitorul. Dar cum a fost? Dar cine a fost acolo ca să știe cum a fost, Doamne? Moise a scris Cartea Genezei prin inspirație. El n-a fost contemporan cu Adam și Eva, nu? Cartea Genezei este alfa scripturii, așa cum, sau după cum, Cartea Apocalipsei este omega scripturii. Cine a fost la începuturi? Că Moise n-a fost. Dumnezeu a deschis o panoramă cinematografică înaintea lui Moise și Moise scrie Cartea Genezei printr-o revelație pe care Dumnezeu i-a oferit-o. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1, corespunde extraordinar cu Geneza, capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Din nou vedem această tridimensiune specifică din primul verset al Scripturii. La început era cuvântul, dar cuvântul nu era singur, era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu, dimensiunea autorității Domnului Isus Hristos, o dimensiune tridimensională. El este cuvântul, dar cuvântul nu este singur, este cu Dumnezeu. Și el însuși cuvântul este Dumnezeu. Acela a creat aproape totul cu puterea gurii sale, dragii mei prieteni, dar când a creat omul L-a creat din țărână. Dumnezeu n-a mai vorbit și s-a făcut. Dumnezeu a băgat mâinile în țărână și a început să producă, într-un mod splendid, aceea ce avea să se numească imaginea sau trupul unei ființe umane. Din țărână, din pământ, a modelat după chipul său și după asemănarea fiului său, pe cel care avea să se numească Adam, primul sfânt care mai târziu, avea să cadă. Ce Dumnezeu minunat avem prieteni? Ce altceva mai știm despre ce s-a întâmplat la creațiune? Mai știm că Dumnezeu a creat cei doi luminători, așa cum au fost, au fost ei creați soarele, luminătorul cel mai mare, superior lunii, în ziua a patra și luna. Soarele și luna au fost create în luna a patra, nu? Mai știm că din toată creația, asupra sabatului, a fost rostită o binecuvântare, care n-a fost rostită pentru celelalte lucruri ale creației. Spre exemplu, în Geneza, ni se spune, Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în această zi s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Declarația aceasta din Geneza e atât de simplă încât orice copilaș o poate înțelege. Aici eu văd că Dumnezeu a dat superioritate și prevalență sabatului care a fost ziua a șaptea, pe care a binecuvântat-o, atenție, și a sfințit-o. Nici luminătorul cel mare, nici luminătorul cel mic, cât o fie de lună, nici luminătorul cel mare, soarele la care babilonienii se închinau, egiptenii mai târziu și romanii, grecii la fel, nici luminătorul cel mic, luna, cât o fi ea de lună, n-a primit binecuvântarea dedicată de Dumnezeu zilei de odină, care a fost, atenție, și binecuvântată, dar și sfințită de Dumnezeu. Deci Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinerea cerului, ca să se despartă ziua de noapte și să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul și așa și fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Ce frumos! Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul și să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun și în această descriere vedem că soarele este numit luminătorul cel mare și luna primește misiunea inferioară soarelui ca luminătorul cel mic. Sigur că cei doi luminători, adică soarele și luna, joacă un rol fundamental în măsurarea timpului. Fie că acest timp ar purta numele de vremi sau zile sau ani. Deci soarele și luna au o misiune specială. Soarele se pare că a fost creat de Dumnezeu ca să lucreze în mod colegial, nu-i așa, mână în mână, cu luna. Și este acest sau misiunea soarelui este aproape absentă în religia celor care au abandonat păzirea sau respectarea sabatului săptămânal, care este sabatul biblic. Unde este soarele? Ce măsoară el? Care este misiunea lui? A fost soarele dat afară de la locul de muncă? Dacă reușim să răspundem în mod corect la această întrebare. Vom înțelege eroarea pe care, din nefericire, o putem face în a determina sabatul, vom vedea ce măsoară soarele și ce măsoară luna. Deci dacă investim atâta logică în traseul și menirea luminătorului cel mic, care este luna, nu putem investi oare aceeași logică, aceeași rațiune în întrebarea care o fi misiunea luminătorului cel mare. Dumnezeu a fost foarte rațional când a numit Soarele Luminatorul Cel Mare. Wow! Luminatorul cel Mare! De ce este Soarele Luminatorul Cel Mare? Și de ce este Luna Luminatorul Cel Mic? De ce nu vorbim atât de mult și de Soare, cum vorbeau romanii, grecii, egiptenii, babilonienii, asirienii dinainte? Există calendare ale soarelui, există calendare ale lunii. De soarele ne ajută cu vitamina D3, ne dă veselie. Spre exemplu, cei din Africa care au mai mult soare decât cei din Olanda sau Belgia sau țările nordice, zâmbesc mai mult decât ei. Pentru că sunt mai bine cuvântați cu lumina, luminătorului mai mare. Nivelul de depresie între cei care văd mai mult luna decât soarele este proeminent și este într-un contrast extraordinar. Apropo, prieteni, am fost la 3 ore de Polul Nord și să știți că rușii plătesc muncitorii care lucrează la extracția petrolului câte 5 până la 7.000 de dolari pe lună. De ce? Pentru că este foarte nesălătos uh, să lucrezi în această regiune. Condițiile de viață sunt foarte dure. Am nimerit acolo vara. Soarele apune vreo 3 ore, 3 ore jumate, 4, nu mai rețin exact, minte. După aceea apare luna. Trebuie să vă spun că motoarele mașinilor sunt pornite permanent. Trebuia să ne uităm la ceas când să ne ducem la culcare și dormeam cu pătura în geam ca să se facă noapte artificial și să poată o să se odinească creierul. Hai că vara era cum era, dar iarna era dezastru. Noaptea era permanentă și nu vedeai soarele pentru șase luni, vedeai doar luna. Aici oamenii intrau în depresie, mulți se îmbolăveau și spital nu era, pe aproape trebuia să fie transportați cu elicopterul. Minus 50 de grade Celsius. Mașinile, tractoarele, buldozerele, mă rog, acele mașini de foraj, nu se opreau niciodată. Că dacă se opreau motoarele iarna, nu se mai porneau până la vară. Ca să revenim din nou la sfinții căzuți, care au primit credința dată odată doar, pentru totdeauna, înainte de căderea Neden, sfinții aveau credința, dar nu aveau nevoie să lupte pentru ea, după căderea în Eden, aveau nevoie într-adevăr să lupte ca să ajungă din nou la credința pe care au pierdut-o, dar care a fost dată lor odată pentru totdeauna. Ciclul de 24 de ore este măsurat de luminatorul cel mare. Sabatul este stabilit de luminatorul cel mare. Ciclul săptămânal este stabilit de luminatorul cel mare. Luna măsoară cele 30 de zile, evident. Are și ea misiunea ei. Dar aici este confuzia. Soarele are misiunea de a păstra ciclul săptămânal. Luna are misiunea de a păstra cele 30 de zile. Misiunea soarelui este una, misiunea lunii este alta. Acum să revenim la ciclul săptămânal. Dacă luna are ciclul ei și se măsoară în 30 de zile, să zicem, soarele măsoară 24 de ore. Din acest motiv, babilonienii venerau soarele, pentru că era singurul obiect vizibil, strălucitor, la care nu te puteai uita fără să nu te orbească, nu? Aceasta a făcut societatea să se închine, prieteni, la, să se închine, de fapt, creației în locul creatorului. Deci, misiunea lunii era aceea de a măsura cele 30 de zile. Soarele măsura 24 de ore, care implicit avea să stabilească tempoul ciclului săptămânal de șapte zile, de la apusul soarelui la apusul soarelui. Deci dacă ne cramponăm de faptul că misiunea lunii nu este suficient de apreciată și respectată, nu văd de ce nu ne-am cramponat în aceeași măsură și de misiunea soarelui corect, Ziua, în de acord cu scriptură, se măsoară de la apusul soarelui la apusul soarelui. N-ai cum să greșești. 24 de ore la milimetru. De aici înțelegem că misiunea Soarelui a fost păstrarea tempoului ciclului săptămânal. Șase zile să lucrezi, iar ziua a șaptea să te odinești. Iar misiunea lunii este aceea de a măsura cele 30 de zile ale fiecarei luni. De aceea avem doi luminători, Soarele, luminătorul cel mare, atenție, folosesc expresia biblică, care păstrează ritmul și limita săptămânii de șapte zile, urmate luminătorul cel mic, luna, care are grijă de cele 30 de zile. În imaginea de față aveți mistificarea în cultele păgâne, unde... Vedeți luna era femeia și soarele era bărbatul și din această simbioză se naște copilul Horus sau reîncarnarea zeului soare. Această mistificare a celor doi luminători ca femeia și bărbatul o vedem în cultura preponderent romană, babiloniană, așa, apoi ro egipteană, romană și așa mai departe iar dacă ne uităm în lumea islamului vedem o preponderență oferită lunii. Deci în lumea romano-catolică soarele este preponderent venerat ca Dumnezeu, iar în lumea islamică după secolul 6 încolo vedem că luna este venerată. Finalmente se pare după unii teologi și istorici că de fapt între catolicism și islam ar exista mai multe asemănări decât diferențe, prieteni. Așa că ce este interesant este, Iov avea o vorbă în capitolul 31, versetul 26. Dacă am privit soarele când strălucea, Luna când înainta măreață și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări ducându-mi mâna la gură și aceasta ar fi fost o fără de lege, adică călcarea legii Dumnezeu, care trebuie să fie pedepsită de judecători, căci m-aș fi lepădat de Dumnezeu cel de sus. Vedeți, prieteni, în mitologia antedeluviană a existat această predilecție de la venerarea obiectelor vizibile de, de pe firmamentul cerului. Iov, un contemporan cu antedeluvienii, declara că închinarea la corpuri cerești este de fapt lepădarea de Dumnezeu și în consecință este o călăre, o fără de lege, o violare a legii lui Dumnezeu. La fel și astăzi putem vorbi de lună și de calendar lunar, ca și evreii care au vorbit de sabat și au uitat de Domnul Hristos care era Domnul sabatului. Tot așa și noi, astăzi, Putem fi atât de obsedați de lună sau de soare încât să uităm de Creatorul acestora, care este tot Domnul Isus Hristos. Întorcându-mă la soare și la lună, aș vrea să vă spun că luna nu a fost creată să măsoare ciclul săptămânal, ci a fost creată să măsoare ciclul celor 12 luni. Soarele a fost creat să măsoare ciclul zilnic al de 24 de ore și cel săptămânal, de la apusul soarelui la apusul soarelui și respectiv luna de la lună nouă la lună plină. De aici apare problema, aici apare problema dacă încercăm să păstrăm sabatul zilei a în funcție de lună, vreau să vă spun că avem o problemă. Cifra șapte nu este compatibilă cu cifra 30. 7 este un număr impar, în timp ce cifra 30 este un număr par. Nu poți determina sau controla sabatul săptămânal după lună, pentru că atunci când s-a terminat creațiunea, ceastornicul lumii numărase doar șapte zile. Până la lună completă mai erau 23 de zile. Până la sărbătoarea primei luni se perindau în acea perioadă patru cicluri săptămânale, patru sabate, implicit patru săptămâni dacă vreți, deci ajungem la ziua 28 a lunii și avem petrecute patru cicluri săptămânale și încă mai avem două zile de petrecut ca să fie luna plină. Deci mi se pare irresponsabil din punct de vedere matematic să încercăm absurdul de a determina sabatul zilea șaptea în funcție de lună. Numărul 7 nu poate fi controlat de numărul 30, pentru că matematic nu poți determina exact compatibilitatea acestor două numere. Deci, doi luminători. De ce lună nouă? În Isaia, capitolul 60, versetul 19, ni se spune că nu soarele Îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Acum schimb un pic decorul și vreau să vin la explicația pe care o avem și pe care o cunoaștem cu toții din Isaia, capitolul 66. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea. Mă opresc cu calm și încerc să pun o întrebare rațională prietenilor, fraților, cunoscuților, celor care ne ascultă pe calea undelor. De ce avem permanența a două entități în fiecare lună nouă, observați, luna nouă, și în fiecare zi de sabat? Vor veni oamenii, orice fătură, să se închine înaintea mea. Aceste două dimensiuni sunt păstrate de Dumnezeu în mod deosebit, pentru motive bine determinate. Avem doi luminători. Vedeți, soarele care era luminătorul cel mare avea misiunea de a măsura sabatul pe care vedeți aici, reiterat în Isaia 66, iar luna măsura, nu? Lunile anului, Apocalipsa ne spune că pomul vieții va rodi de 12 ori pe an și mai face declarația o dată pe lună. De aceea, pentru că o dată pe lună, la lună nouă, pomul vieții rodește, pentru că are 12 roade pe an, poporul lui Dumnezeu, împreună cu Domnul Hristos, se vor aduna în jurul pomului vieții și se vor hrăni în fiecare lună, din acest fruct. Însă, sărbătoarea sabatului, săptămânal, șase zile să te odinești, a șaptea să te odinești, sabatul acesta va fi comemorat și în împărăția lui Dumnezeu, rasa umană. Sfinții căzuți, salvați și recuperați vor veni înaintea lui Dumnezeu în fiecare sabat. Deci vor veni o dată pe lună să mănânce din pomul vieții, și de patru ori se vor duce să se închine Domnului Iisus Hristos și Tatălui nostru din ceruri. Soarele măsura ciclul săptămânal, 24 de ore, de la apus la apus, iar luna măsura anul, cele 12 uh, luni despre care Apocalipsa vorbește. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri are râului era pomul vieții rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Au existat două instituții care au fost fondate în Eden, care nu s-au pierdut odată cu căderea omului în păcat. Sabatul și relația de căsătorie. Acestea au fost cărate de om dincolo de porțile paradisului. Cel care iubește și păzește sabatul și menține puritatea instituției căsătoriei, se dovedește astfel prieten al omului și prieten al lui Dumnezeu. Cel care prin precept sau exemplu diminuează obligația acestor instituții sacre este dușman atât al lui Dumnezeu cât și al omului și își folosește influența și talentele date de Dumnezeu pentru a duce într-o stare de confuzie și corupție morală. Apocalipsa capitolul 20 ne spune că cărțile vor fi deschise, oamenii vor sta în fața unui judecător divin, poporul lui Dumnezeu, cei care trăiesc în perioada aceasta, la Odiceea, poporul judecății sau judecata popoarelor, sunt pregătiți, prin a avea un caracter al Domnului Hristos, ca să judece fiecare generație toate informațiile pe care astăzi, sau până astăzi, nu le-am avut. Informații care convin încă o dată pe mântuiți că Dumnezeu este iubire. Tot ce vom vedea, tot ce vom cunoaște, în acel sabat milenar, o mie de ani, Șase mii de ani de lucru, de suferință, să lupți pentru credința care ți-a fost dată ție, sfinților, odată pentru totdeauna, să lupți pentru ea și să o regăsești, să regăsești Edenul pierdut și apoi în mii de ani să te odignești în cercetarea caracterului Dumnezeu și să ajungi la aceeași convingere Că Dumnezeu e bun, Dumnezeu e plin de dragoste, Dumnezeu e plin de iubire, Dumnezeu este așa cum a spus El că este, Dumnezeu merită crezut pe cuvânt, Dumnezeu este drept. Misiunea Domnului Hristos a fost aceea de a confirma, reconfirma că Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, este iubire. Noi, pământenii, mântuiții, Sfinții căzuți și răscumpărați, sfinții răscumpărați. Vom veni înaintea Tatălui Ceresc, vom veni înaintea Domnului Hristos, noi păcătoși iertați. Vom avea o adunare specială în fiecare sabat, de patru ori pe lună, și ne vom întâlni cu Domnul Hristos, vom depăna frumusețea și experiența mântuirii noastre. Celelalte lumi ale Universului n-au experiența Evangheliei, n-au experiența căderii și ridicării. Noi avem povestea noastră de iubire, avem povestea Fiului Disipitor, care este planeta Pământ și care a fost recuperată prin mâinile și mila și sacrificiul și sângele Domnului Hristos, Fiului Dumnezeu. De aceea, pentru că avem lacrimile noastre, avem suferința noastră, în fiecare zi de sabat, de patru ori pe lună și mai bine. Noi, poporul lui Dumnezeu, ne vom aduna o sărbătoare sfântă, deosebită, ca și pe pământ. Și Domnul Iisus și Tatăl nostru din ceruri ne vor împărtăși misterele Evangheliei. Misterele sacrificiului și crucii, crucificării Domnului Hristos, misterele salvării, nu ne vor ajunge veșnicile ca să termine Tatăl nostru din ceruri povestea crucii să termine Tatăl Ceresc vreodată, mântuirea, taina Evangheliei, taina mântuirii noastre, ne vor trebui veșnicii, de aceea ne adunăm o dată pe lună și de patru ori în lună, în sabatul acela, pe Marea de Cristal, undeva o fi găsit Dumnezeu, un loc de adunare, fie în natură, fie un templu extraordinar, Dumnezeu ne va descoperi. Pentru mine, ceea ce este relevant este că noi putem să fim acolo, sfinții căzuți și sfinții salvați. De la Edenul pierdut, la Edenul regăsit. Bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze cu dragostea sa, să fim și noi parte din aceea care păstrăm aceste două instituții care au ieșit pe poarta Edenului, prieteni, sabatul, zilea șaptea și căsătoria.